În clisura Dunării, pentru ospățul celor care le-au trecut pragul, gazdele au pregătit berbecuți, dar și purcel la proțap. În Herculane, bucătarii au fost și ei la înălțime, pregătind show-uri speciale de gătit spre încântarea turiștilor care s-au ospătat din belșug. Și pentru ca oaspeții să poată petrece în voie, fără nicio grijă, animatorii s-au ocupat de distracția celor mici. Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de artiști care au cântat live.